știu care e blocul, ori e ăsta, ori e ăla următor. Am oprit și eu mașina aici, că n-am o să opresc. Mă duc să duc niște miere, da. La etajul 4. Că n-am nimerit, nu e blocul ăsta, e următorul. Hai de mine. Asta e R1, R2 ăsta. Dar n-am avut parcare, am trecut eu pe acolo, pe sus cu mașina. Uite că mergea să vin și pe aici până spate, dar cine a știut. Am venit pe drumul ăsta pe sus. Cam așa se vinde mierea cu borcanul. Te sună clientul, eu duce acasă. Ca să iei preț mai mare pe aia. Fi ușor să vinzi cu borcanul așa vreo 3 tone. Ia se vede interfonul. Să sunăm aici. Deschideți dumneavoastră? Da. Că trebuie să duc niște miere la cineva. Mulțumesc mult! Doriți miere? Am luat! Ați luat? Are nevastă, am un coleg care... De la care ne tot aprovizionăm. Cu cât o dați? Sau cam o 40. Mm. Policlora 30. Asta o merge sau e blocat? Așa, așa. Eu la o bătrână, că nu poate să coboare, da, și eu duc eu. La ce vrei? La 4 mi-a zis. Ah, am înțeles. Doamna Georgescu. La
4, a zis? Da, și mi-a zis la 4, nu, nici n-am sunat. Ați venit dumneavoastră și n-am apucat să sun. Etajul 4. Apartamentul... Nu mi-a zis apartament. Și cine, cum se numește, domnul? Nu știu cum se numește, o să-l sun acum. Da. Am ajuns? Am ajuns, da. Haideți să vă ține ușa, că să putem să-l sun. Stați așa, stați așa, stați așa. Mulțumesc. O zi bună. A venit omul ăsta repede, m-a derutat aici, nu mai știu. Păi cine merit bine, stai așa. Să mă uit aici, telefonul. Stai să sună. Ui fi urcat bine, mă, pe scara asta. Sau nu ai fi urcat. Că n-am mai apucat să apăs nici pe interfon, nici pe nimic. Ia să vedem ce zice. M-am luat toate căldurile. Bine că a mers liftul. Alo? Să știți că eu am ajuns. Urcați-vă sus la etajul 4. Păi... Păi am ajuns la etajul 4, dar nu știu, la ce apartament? 17. 17? Ia. Păi aici sunt, gata, am ajuns. Sunt la ușă. Eu am adus și niște făgurași din ăștia de mire. Gălețile s-au golit. Uite cam așa se vinde cu borcanul. Că avem oglindă aici, am și pălărie de soare. Ce m-am ajuns. Uite, da. Dacă am ajuns. Te ia puțin așa cu călduri când cardă gălețile astea, dar eu zic că se merită. Deci decât să dau mierea cu... cât e acolo în grom? 16 lei? 17 lei? Sau cam, da? Păi, alta când o dai cu 40, aproape de 3 ori. Hai, nu zi de 2 ori, zi de 2 ori, dublu. Mai scazi borcanul și te ia puțin așa cu călduri că tragi de gălețile astea. Dar eu zic că se merită. Deci am dat 20 de borcane. Cât luam eu pe 20 de borcane prețul de angro? 300 de lei, nu? 320 de lei cât luam. Păi acum am luat 800, bă, tată. Da? Parcă se merită munca asta. O să zică cineva că nu se merită, nu? E? Eu zic că se merită. Uite, mai urci așa niște trepte, mai faci așa puțin, puțină mișcare. Încât o zi am și eu o comandă mai bună, încât o zi 3 borcane. În cât o zi zero, vânzare zero. Așa e cu borcanul, să știți, nu merge așa zi de zi 20 de borcane. Oh, dacă era așa, era bine, bă, tată. Cam asta e activitatea. I-am dat și făguraș din aia. Uite, cam așa. Zice, cât e prețul la miere? Fiecare și-l face cât vrea. Uite, eu mi l-am făcut așa. Asta e prețul. Asta e prețul, bă, tata. Căldură mare. De grade sunt? 33 de grade. Merge aerul condiționat la spring. V-am mai zis, știți cât consumă în plus la 100 de kilometri? Un kilowatt în plus, adică un leu. Un leu în plus în consumă. Adică să merită să stai cu aerul condiționat toată ziua. De ce fac eu filmulețele astea? Pentru cei care nu înțeleg poate cum e treaba asta cu vânzarea cu borcanul. Asta e vânzarea cu borcanul. Câteva variante, ori stai în piață
la Tarab acolo, stai acolo toată ziua în piață să vinzi, tu sau soția sau eu știu pe cine pui acolo să vândă, și o muncă destul de grea să stai în picioare toată ziua acolo cu porcanele pe tarabă, ori într-o parcare, cum ați văzut că stă mulți colegi, într-o parcare cu mașina oprită, cu o măsuță și așa, și să stai toată ziua acolo, sau mai e varianta asta, cum o practic eu, cu răftulețul după mine, cu a cui dat jos raftul, vedeți că nu e în spate. Te sună clientul care este mulțumit de ani de zile. Deci de ani de zile eu aduc pe la bătrân pe aici. Te sună și spune: vă rog frumos, mai aduceți-mi și mie niște mieri. Și te duci și o duci la apartament sus. Un leu nu-mi dă, rar dacă îmi lasă cineva 5 lei. Rar dacă îmi lasă 5 lei, nu. Deci, nu știu, cred că odată la 2 luni, la 3 luni de zile, dacă îmi lasă cineva 5 lei în plus, că i-am dus eu miere la apartament, dar nici nu-mi trebuie. Îmi dă prețul care e, o urc eu sus la etaj, la ce etaj stă, că de obicei sunt oameni bătrâni care nu poate să mai meargă sau na, sunt mai bolnavi. Mai. Și de asta am filmat, ca să se vadă că poate cineva o să zică: a, păi e ușor așa, mă, să o vinzi cu borcanul, iei 40 de lei pe kilogram. Ei, tata, dar cu puțină transpirație, așa, să urci la etaj, zi de zi, să te duci în stânga, în dreapta. Adică, vrei să o dai în angros, să fii boier, să stai acasă, să-ți vină să-ți ia butoiul de acasă? O dai mai ieftin, aia e. Că normal, ăla care o ia de la tine de acasă cu butoiul, o ia ca să o vândă el cu borcanul. Că e procesator, că e cine e, piețar, ce e el, trebuie el să o ia, să o muncească din nou, adică din butoi să o punem borcane și după aia să o vândă la clienți, așa. E o muncă asta, care nu crede, să o practice și el să vadă ce înseamnă. La mine v-am arătat de atâtea ori, asta e activitatea zi de zi, că vând 3 borcane, că vând 10, uite azi am dat 20, asta a fost singurul client, 20 de borcane. Foarte rar când am așa clienți cu 20 de borcane, dar important că mă străduiesc să vând toată mierea care o am într-un an de zile cu borcan. Și care vreți, încercați și voi. Încercați și voi ca să dublați venitul. Că dacă o dai la angro, e logic, o dai la jumătate sau chiar mai puțin de jumătate. Vreți să dublezi banii? Bagă tată la borcane și vinde. Și după un an de zile tragi concluzia dacă se merită să vinzi cu borcanul sau să o dai la angro. Păi, sunt corect aici ce spun? Fiecare și alege. Altul o să zică: păi eu nu pot să vând cu borcanul că am și servici. Du-te la servici, tată. Eu n-am servici. Serviciul meu ăsta e. Nu trebuie să fii invidios pe mine că vând eu cu borcanul și câștig mai mult. Că nici eu nu sunt invidios pe tine că poate ai salariu de 1000 de euro pe lună sau 2000 de euro, nu știu cât ai. Fiecare să facă ce poate. Democrație, frate, fiecare e liber. Care vrea pleacă din țară, se duce în Germania, în Anglia, să muncească pe 3000 de euro pe lună. Succes, tată, sănătate. Am fost și eu când v-a plecat, nu mai trebuie străinătate, nu mai vreau să aud. Stau aici în țara mea cu albinele mele. Bun, cam atât, sănătate și numai bine. Dacă v-a fost de folos, lăsați un comentariu. Și acum am venit să încarc puțin. Aveam vreo 40% deja băgat ceva. Și uite aici. Deci bag de 6 lei. Adică 6 kW. Și sunt aici, uite, de 9 minute. Mai am de stat, nu știu, vreo 3 minute și bagă de 6 lei. Adică 6 kW. Și o să duc aici cam la 60%, fiindcă mai am un drum de făcut, deci eu sunt în oraș, în Ploiești, dar trebuie să mă duc acasă, să mai vin o dată în oraș. Și ca să mi-ajungă, să fiu sigur că mi-ajunge bateria, am zis să mai bag și eu nițel curent.